Hei, salutare și bine ați venit la Grain de Colecție, emisiunea care sărbătorește ideea de proprietate privată. Și mă bucur de fiecare dată când pot spune asta și mai mult de atât este emisiunea care, conform unor tip de pe Reddit, adorme oameni în primele 10 minute, datorită tonului calm al vocii mele și al felului cum vorbesc despre jocuri. Aparent există oameni care folosesc acest clip s-a adormă, din motive pe care nu le înțeleg, dar nu contează, nu sunt aici să judec, nu sunt aici să comentez de ce oamenii aleg să-și folosească timpul în anumite feluri, fiindcă eu însumi am ales să-mi folosesc timpul cât mai eficient, fiindcă până la urmă toți suntem pe acest pământ doar un anumit număr de zile și nu vrem să jucăm jocuri mediocre. Chiar dacă le colecționăm, nu vrem să stăm alături de ceva ce nu ne place. Și am făcut aici un teanc cu jocuri pe care le-am început și nu sunt neapărat mediocre, dar nu m-au prins atât de tare încât să le duc până la bun sfârșit. Și m-am gândit la câteva exemple și m-am gândit totuși să spun că unele jocuri merită avute în colecție chiar dacă nu le termin și chiar dacă poate că plănuiești să le termini la un moment ceva mai târziu din viața ta. Și o să încep cu un clasic, dar o să menționez clasicul după care vă reamintesc că mai aveți o singură săptămână să scrieți un articol la revista Grind numărul 3, care va fi lansat în luna august. Dacă vreți să descărcați Grind 2, atunci aveți link în descriere și orice idee de recenzie sau listă cu, a, cu jocuri sau povestire despre experiențele pe care le-ați avut cu jocurile, este mai mult decât binevenită, fiindcă până la urmă Grind este un proiect de comunitate. Sau cum spunea celebrul membru al celebrei formație de hip-hop UTAN Clan, UTANG is for the children și la fel și Grind. Este ceva ce vrem să lăsăm în urmă, să arătăm totuși că nu au murit revistele de jocuri și sunt în continuare în viață și în continuare interesante și dinamice și inovatoare și diferite față de ceea ce s-a făcut până acum și nu ne bazăm neapărat pe nostalgie, cât pe pasiunea pe care o avem față de jocuri. Acum că am, am vorbit despre revistă și v-am spus că mai aveți o săptămână să depuneți articole și dacă nu știți unde, atunci avem un canal de Discord pe care îl găsiți tot în descriere o să vă vorbesc despre câteva clasice pe care le-am început și nu le-am terminat. În speță, și mi-e rușine să spun asta, Super Mario Brothers 2 și Super Mario Brothers 3 pe Nintendo Entertainment System. Le-am cumpărat la vârsta de 18 ani, când m-am apucat serios să colecționez jocuri. N-am cumpărat constant jocuri, dar atunci am avut prima mea fază când am zis, hei, vreau să am trilogia Super Mario Bros. pe Nintendo, în varianta originală și să le joc așa cum au fost menite să fie jucate. Și vreau să spun că nu-mi place deloc Super Mario Brothers 2. Nu e genul meu de joc, nu e ceea ce înțeleg atunci când mă gândesc la seria Mario. Și îmi pare rău să spun asta, dacă nu e deloc un joc rău, dar nu-mi place și nu e ceva în care aș investi suficient de mult timp să devină atât de bun încât să termin toate cele 8 lumi și să văd un final pe care l-am văzut deja pe YouTube. Adică nu-mi am nicio satisfacție, mă bucur că l-am, mă bucur că am colecția completă de Mario pe Nintendo Entertainment System și m-aș bucura să am și Doki Doki Panic, originalul de pe Famicom, dar din păcate am doar Mario 1 și Mario 3, așa cum au apărut în Japonia și așa cum probabil că știți deja, Super Mario Bros. 2 în Japonia a fost ceea ce în vest s-a numit The Lost Levels și a fost lansat doar o dată cu acea compilație de pe Super Nintendo care se numește Super Mario All-Stars. Și dacă tot vorbim despre Mario, nu l-am terminat nici pe alt la, dar l-am atât pe NES cât și pe Famicom. Și probabil că dacă aș avea terminatorul din copilărie, aș putea să rulez discheta asta de Famicom. Dar ceea ce vreau să spun despre Super Mario 3 este că îmi place la nebunie, dar nu l-am terminat din cauza dificultății sporite din lumea 8, când apat tancurile acelea și câtițele care aruncă în tine cu shuriken-uri sau nu știu exact ce sunt chestiile pe care le aruncă, dar în momentul când ajung acolo un consum destul de repede viețile și răbdarea și spre deosebire de Super Mario World, unde e mult mai ușor să cumulezi resurse întorcându-te la lumile anterioare, unde nivelurile sunt mai simple și să te umpli de vieți, să te umpli de pelerine și să te duci să înfrunți din nou pericolul din lumea a opta, în Super Mario Brothers. 3, ai nevoie de o gestiune mult mai atentă a resurselor și dacă nu ajungi să ai tot ceea ce ai nevoie și noi suficient de multe vieți, vei vedea ecranul de game over. Și din același motiv, cred că am ajuns la lumea 8 cu 2 și mai departe m-am blocat. Ratchet and Clank Rift Apart Un alt joc pe care l-am dus până pe la jumătate și l-am abandonat. Nu din cauza că ar fi jalnic, nu din cauza că nu mi-ar plăcea deloc, ci din cauza că nu m-a prins. Este titlul pe care l-am primit odată cu PlayStation 5, scrie pe spate not to be sold separately. E bun, dar cred că ceea ce m-a făcut să nu mai joc a fost știrea care dovedea că Sony au mințit atunci când au spus că Rift Apart nu putea fi lansat pe PlayStation 4, rușie neapărat ceva next gen. Ei au argumentat prin faptul că au un SSD de mare viteză, poți să te teleportezi în relumile de joc, însă conceptul nu e deloc nou și câțiva game designeri au arătat în mod clar că poți face asta în orice joc refolosind poțiuni de memorie în moduri inteligente ca să poți să efectuezi mutarea din rolul în cealaltă. Plus că nu poți să faci teleportarea atunci când vrei tu ci doar în momente scriptate din povestea jocului și cred că această știre m-a făcut să îl abandonez. Și după vreo două luni în care mi-am dat seama că nu l-am mai atins deloc, n-am vrut să mă mai întorc la el și am zis că îl voi lua de la început, dar nu l-am mai luat niciodată de la început. Și cumva asta e povestea cu multe dintre jocurile pe care le voi arăta astăzi. Efectiv s-a scurs atât de mult timp încât am zis, hei, vreau să îl reiau vreau să am amintirea proaspătă cu evenimentele. La fel s-a întâmplat și cu Horizon Zero Dawn. L-am jucat pe PS5, cred că am vreo 12 ore în el, L am făcut și quest secundare, dar nu m-a prins foarte tare. Adică, după ce m-a răsfățat Zelda Breath of the Wild cu felul cum poți explora și ce înseamnă un univers open world, am jucat Horizon Zero Dawn în 2022 deci după Zelda, și nu m-a prins la fel de tare, m-a dezamăgit din unele puncte de vedere, mi se pare excesiv pe partea de acumulare de resurse și asta sună ipocrit, fiindcă și în Zelda e cam la fel, dar nu, nu știu, e ceva la el care m-a făcut să spun nu vreau să mai joc și m-am oprit după vreo 12 ore și sunt conștient că e foarte bun, știu că a luat note excelente. Și mai mult de atât am Forbidden West, pe care vreau să-l încerc, fiindcă știu că e mult mai bun de atât. Dar nu știu, -am, nu mi-am făcut timp, l-am abandonat și asta a fost. Mai departe am o poveste legată de acest joc, pe care l-am început odată cu fratele meu, de Crăciunul 2021, se numește It Takes Two. Era proaspăt apărut, era, cum să spun, în vogă, Primea note foarte bune de la site-urile cu recenzii, dar am ajuns să zicem dincolo de prima jumătate și nu, nu ne-am mai văzut ca să putem să-l jucăm împreună. Sau de fiecare dată când ne-am văzut ori nu aveam PS-ul, ori nu aveam chef să continuăm. Și cumva l-am lăsat. Cred că e un nivel unde explorezi, nu știu dacă e spațiul dar e ceva cu rachete și când am ajuns acolo am zis hai să ne oprim și o să continuăm altă dată. Totuși ceea ce vreau să spun despre textul este că merită cât timp ai un partener care poate să țină pasul cu tine și se sincronizează. L-am încercat și cu alte persoane care au avut o dificultate mai mare în a învăța schematicile de control și devenea deja enervant Adică ai nevoie de cineva care să nu stea să învețe butoanele de pe controller și să poată să reacționeze în timp real și cu siguranță îl voi termina, atunci când eu și fratele meu ne vom face suficient de mult timp să stăm în aceeași cameră și să ne propunem să îi mai alocăm 6 ore ca să-l ducem la bun sfârșit. Mai am ceva care are o poveste aparte, dar am nevoie de termen de comparație, ca să pot să explic. Super Smash Bros. Ultimate pe Nintendo Switch. L-am cumpărat fiindcă e pe lista cu titluri pe care trebuie să le ai dacă deții un Switch. E Super Smash Bros. cum poate să nu-ți placă. Ei bine, mi-am dat seama că nu e genul meu de joc cu bătăi. Prefer ceva gen Mortal Kombat sau Street Fighter. Nu spun că e rău, nu spun că îmi displace, ba chiar pot spune că mă bucur că sunt anumite personaje pe care le pot selecta, și pot să folosesc anumite fundaluri care sunt dinamice și cumva lupta nu e doar cu jucătorul advers, ci și cu mediul înconjurător care se schimbă permanent de două sau de trei ori în fiecare bătălie. Dar nu știu ce s-a întâmplat exact, că nu l-am terminat. Am început campania single player, am dus-o la, n-am dus-o la bun sfârșit, am făcut să zicem 70% din ea. După care erau câteva lupte exagerate de dificile care mă enervau și le-am încercat de câte 20 ceva de ori. Am abandonat, am zis nu mai vreau. Vreau ceva care să mă ofere satisfacție și nu ceva care să mă chinuie și să mă frustreze de fiecare dată. Și m-am gândit să încerc și varianta românească de Super Smash Brothers și se numește Brawlout, și arată destul de bine. E un concept asemănător cu Super Smash Brothers, Folosește personaje din alte serii pe care le pune să se lupte. Și în teorie sună bine, dar în practică e jalnic. Regret că l-am cumpărat. Mă bucur că l-am în colecție totuși, adică am... Hei, uite, pot să arăt. Există Super Smash Brothers făcut de Nintendo și există și Brawlout făcut de un studio din Cluj, dacă nu mă înșel. Doar că e jalnic. Tot ceea ce vezi de calitate și tot ceea ce te bucură la Super Smash Brothers e diluat semnificativ în Brawlout și nu e vorba doar de lupte sau doar de fundaluri sau doar de personajele care cu siguranță sunt mai bine cunoscute în Super Smash Brothers. E vorba inclusiv de optimizare și de timpii de încărcare. Atunci când stai două minute să-ți încarci o bătălie la un joc care are grafică inferioară și schematici de control enervante și timp de răspuns și toate celelalte suboptime, ca să nu spun altfel. Și după Badge Super Smash Brothers și vezi cum se încarcă luptele în câte 5 secunde și ai tot felul de manevre și tot felul de bonusuri pe care poți să le deblochezi pe măsură ce joci și îți dai seama că ai parte efectiv de ceva cu mult inferior în Brawlout și l-am jucat, să zicem, două ore după care mi-am propus să nu-l mai bag vreodată în consolă. Dar mi se pare interesant că nu doar că e făcut de un studio din Cluj, dar are și o prezentare interesantă cu hartă și și-au dat mai mult silința decât alte studiouri, inclusiv Nintendo are carcase goale. Hai să vedem cum arată. Adică da, și-au dat puțin silința și Nintendo să-ți arate personajele din Super Smash Bros. Ultimate dar există multe carcase care sunt efectiv goale. Și acum caut una ca să vă arăt ca exemplu. Da, nu, nu am la îndemână ceva care să-mi demonstreze teza. În schimb, ce pot să spun? Brawlout e varianta după două săptămâni în vas lui, de Super Smash Brothers și e ceea ce te face să-ți dorești să joci Super Smash Brothers, de fapt. Și puteți să-l încercați dacă îl găsiți foarte ieftin, dar Super Smash Brothers e ceea ce vreți de fapt să jucați și nu l-am terminat. Probabil că la un moment dat o să mă apuc de el, dar aș avea nevoie de încă vreo 10 ore ca să-l duc la bun sfârșit. Povestea nu e ceva ce poți să ratezi, fiindcă e destul de evident ce s-a întâmplat, cum un în întuneric a acaparat toate personajele și nu dau spoilere. Asta puteți să vedeți și în trailer și rând pe rând tu te duci și te lupți cu personajele respective și practic le bagi mințile în cap după pumni și picioare și scheme. Își dau seama că de fapt sunt altceva și au altă personalitate și alte idei și se alătură luptei tale cu forțele întunericului. E, e o poveste cât se poate de simplă care reprezintă doar un pretext ca toate evenimentele să se întâmple. Și altceva ce mi-a plăcut la nebunie originalul, dar n-am terminat continuarea. Final Fantasy X-2 sau X-2, spuneți cum vreți. Am scris despre Final Fantasy X un articol în care mi am învățat sufletul, nu știu cum altfel să spun. Am scris cât de impresionat am fost de povestea asta de iubire din joc și finalul tragic, dar în moduri care în același timp te fac să te simți fericit, adică ești confuz și cumva îți mulge câteva lacrimi jocul ăsta. Mai ales muzica lui Nobu Uematsu e genială. Dar atunci când s-a ajuns la 10-2, practic în Final Fantasy 10 ai reușit să stăpești răul malefic, răul cosmic, care era un element haotic recurent. La fiecare 10 ani se întorcea și decima o bună parte din populația ținutului Spira. Iar în Final Fantasy 10.2 nu mai ai problema asta. Și cred că, pe de-o parte, e genial în felul cum îți arată o lume care nu mai are grijile existențiale și recurge la politică, recurge la divertisment și are un ton mult mai nepăsător. E poate ca Statele Unite ale Americii în anii 50, doar că varianta japoneză insulară și undeva în Oceanul Pacific, fiindcă asta e soța de inspirație a peisajului din Final Fantasy X-2. Dar problema de fapt e că au profanat unul din personajele principale. Yuna, din preoteasa timidă și respectuoasă, devine o vedetă pop care dansează și e, e exact ca un personaj din desenul animat cu spioanele, Totally Spies, de pe Fox Kids. Sunt sigur că v-ați uitat, nu negați asta. Știu că v-ați uitat în anii 90 și începutul anilor 2000 pe Fox Kids sau Jetix la Total Spies și toată atmosfera îți dă impresia că de fapt realizatorii jocului s-au inspirat prea tare din Charlie's Angels. E ceva cu Charlie's Angels la plural. E ceva greu de explicat în cuvinte, dar care te face să-ți dorești să joci altceva. Și nu e ca și cum nu i-aș fi acordat o șansă sau mai multe șanse. Am ajuns destul de departe în joc. Dar ai nevoie de o grămadă de grind și dacă nu cumva ajungi să completezi 100% din conținutul jocului și asta înseamnă să vorbești cu fiecare NPC, să duci la bun sfârșit fiecare minigame, să faci fiecare side quest în parte, să faci o grămadă de grinding, să adun toate rochiile, că rochiile sunt cele care țin loc de Clase. atunci când pui o rochie de războinic pe unul din personajele tale, atunci devine războinic sau poți să faci po poți să iei inclusiv creatori să le recrutezi din joc și sunt o grămadă de elemente complexe de gameplay pe care dacă nu le faci nu ai finalul cel bun. Și finalul cel bun e cum să spun, ceea ce închide povestea, ceea ce face din ideea asta de soare și lună cu Tidus care reprezintă soarele și Iuna care reprezintă luna să ajungă la un, la un final satisfăcător pe care nu l a avut în primul joc. Și dacă vrei să ai finalul ăsta, ai nevoie de completare 100% pe care n-am putut să o fac. Ai nevoie de vreo 100 de ore cel puțin ca să parcurgi tot conținutul. Și înțeleg de ce. E, e un produs al vremii lui Final Fantasy 10 2 E ceva ce producătorii și-au dorit să cumperi, să dai 60 de dolari odată, după care poți să te pierzi în el și să faci o grămadă de activități, inclusiv mini-game-uri și tot felul de. Ai, ai inclusiv un mini joc de Tetris și ceva. Nu mai amintesc exact cu ce este și nu vreau să spun o prostie, dar vreau să spun că sunt o grămadă de activități incluse în joc și. Ideea era tocmai că la vremea respectivă părinții nu-ți cumpărau prea multe jocuri, erau scumpe. 60 de dolari însemnau mai mult atunci decât acum după o grămadă de inflație. Și părinții nu erau atât de deschiși la ideea de a-ți cumpăra un joc nou în fiecare lună. Așa că luai Final Fantasy X-2 pe PlayStation 2 și timp de câteva luni aveai suficient de mult conținut încât să te țină ocupat. Înțeleg ideea asta. Dar astăzi... Am preferat să mă uit la final pe YouTube, și să salvez câteva zeci de ore pe care să le investesc în altă parte. Și îmi pare rău că am făcut asta, mă simt vinovat, fiindcă finalul e minunat și vine ca o recompensă la to toate chinurile la care ai fost supus. Dar prefer să mă gândesc la 10 ca fiind apogeul universului Spira și 10-2 e doar un apendice pe care eu personal nu-l consider canon, dar asta e altă discuție pe care putem să o putăm în altă zi, fiindcă aș putea să vorbesc foarte mult timp despre Final Fantasy X, că mi-a deschis apetitul față de JRPG-uri. Și dacă tot vorbim de JRPG-uri, ceva ce am început și e excelent și e făcut de Platinum Games, cei care au lucrat și la Bayonetta, se numește Astral Chain. Și e o poveste destul de cyberpunk dintr-un oraș futurist din Japonia, o metropolă, așa cum putem să vedem în Kyoto și în Tokyo. Și tot conceptul este că tu ești un fel de polițist, unul din cei doi gemeni pe care îi poți vedea pe coperta jocului. În prima oră de joc, cel pe care nu l-ai ales ajunge să fie răpit, iar noua ta misiune e să reușești să-l câștigi înapoi. Și după cum puteți vedea aici pe fundal, sunt creaturile astea care poată numele de... Legion și le recrutezi, le țin lanț, sunt efectiv câinele tău de polițist și poți face o grămadă de manevre tocmai cu ajutorul acestor creaturi. Bătăliile sunt imense, sunt spectaculoase, sunt exact ceea ce te aștepta să vezi de la țara care ne-a dat Godzilla, dar pe de altă parte nu mi amintesc exact de ce nu l-am terminat. Cred că ultima dată l-am jucat prin 2019, E excelent pentru ceea ce este. E un joc de nota 8,5, cam așa l-aș clasifica. Are ciudăținile specifice unui joc japonez cu mascote și tot felul de chestii. Are și elemente de grinding, are o economie proprie. Nu l-am terminat, dar plănesc să-l termin. Cândva. Nu știu exact când, fiindcă lista continuă să se extindă și să devină din ce în ce mai apăsătoare. Și dacă tot vorbim despre listă și sentimente apăsătoare, o să prezint și Luigi's Mansion 3, pe care l-am cumpărat din același considerent care m-a făcut să pun mâna și pe Super Smash Bros. Ultimate. Este unul din cele mai bune jocuri de pe Nintendo Switch, conform criticilor, și continuă o serie de prestigiu din portofoliul Nintendo. Și am zis, hei, vreau să-l am, dar cred că am jucat doar vreo 5 ore după care m-am plictisit că devenea repetitiv. Nu erau cine știe ce provocări. E destul de copilăresc în abordare. Poate fi terminat în vreo 10 ore, din câte știu. Deci m-am oprit undeva după prima jumătate. E un joc bun, doar că simțeam că nu e ceea ce caut. Și probabil că o să-i acord o șansă, dar nu știu când. Am, am jocuri mult mai serioase, ca să spun așa pe care nici măcar nu le-am început. Și dacă tot vorbim despre ceva ce am început și n-am terminat, am aici în spate, probabil că puteți să vedeți, Collector's Edition de Tears of the Kingdom. Cred că am aproape 50 de ore în el. E incredibil de bun. Cred că dacă vreau să văd tot conținutul, mai am nevoie de încă vreo 200 de ore, cu cât descoper mai mult, cu atât îmi dau seama că sunt mai multe pe care nu le știu și sunt mai multe quest secundare și sunt mai multe locuri în subteran sau insule în cer de explorat și sunt atât de multe chestii și nimic nu e pus la voia întâmplării. Ia tot jocul ăla a încăput în 16 GB și vi l-aș arătat dacă nu aș fi avut discheta băgată în Nintendo Switch. Fiindcă da, e ceea ce joc înainte de culcare și E excelent. De fiecare dată când pun mâna pe el, explorez și găsesc ceva nou și mă surprinde cum poate să mențină rețeta proaspătă, fără să devină repetitiv. Adică există un oarecare, cum să spun, o tendință, un grind pe care îl faci. Știi că te duci și finalizezi pat shrine după care poți să alegi dacă vrei să-ți extinzi bara de viață sau vrei să-ți extinzi bara de stamina. Bara de viață te ajută să nu mori la fel de repede în bătălii, pe când bara de stamina te ajută să alergi mai mult, să escaladezi pe distanțe mai lungi munții, să noți mai mult și să poți să împlânzești cai nărăvași, să poți să stai în spatele lor mai mult. Și da, fiecare din... Nu, nu sunt abilități, sunt atribute, fiecare din asta două îți oferă avantaje în universul jocului și e puțin previzibil că ceea ce tu ai de făcut de fapt e să te înarmezi și să te pregătești să te duci la bătălia finală cu Ganondorf și o să-l termin la un moment dat. Dar sunt atât de multe de făcut și exact atunci când crezi că ți-ai fixat obiectivul și ai văzut ceva, ai văzut o stea căzătoare, ai văzut un shrine, ai văzut o, o fotăreață a goblinilor, Bocoblin, sau cum se numesc, care au o comoară și vrei să te duci să iei comoara, atunci descoperi că se întâmplă altceva în jurul tău. Vezi un iepure mistic pe care dacă îl, dacă îl lovești cu săgeți, atunci o să scape bani. Sau vezi că s-a întâmplat un fenomen din ăsta rar, vezi un balaur pe cer sau descoperi că e un coroc care îți spune că și-a pierdut prietenul și vrea să îl ajut să-l găsească. Sunt o grămadă de evenimente care se întâmplă în același timp și e greu de mult tot să-ți menții concentrarea să, să știi că vrei să mergi exact în același obiectiv și să duci la bun sfârșit quest-ul. Și da, dacă ai și ADHD sau OCD atunci sunt două extreme diferite care te fac să experimentezi jocul în moduri diferite, dar nu poți să te pitisești, asta vreau să spun. După atâtea ore, nici măcar nu simți că se scurge timpul și a, asta cred că înseamnă de fapt un joc bun, un open world executat corect care nu, nu te enervează. De fiecare dată când mori știi de ce s-a întâmplat asta, știi că poți să te întorci și să repari greșeala pe care ai făcut-o sau știi că nu ești pregătit încă să participi la provocarea respectivă, așa că te duce în altă parte, îți crești numărul de inimi, obții arme mai puternice și te tot să poți bătălia din nou. Și așa se face. E atât de greu de definit, e așa de greu de explicat de ce Tears of the Kingdom e un joc bun, dar odată ce pui mâna pe el și explorezi descoperi exact sentimentul ăla de a vedea ceva nou tot timpul. Te bucuri, efectiv, ca un copil de descoperirile pe care le faci, de peșterile pe care le găsești, unde poate că dezgropi un diamant sau poate că găsești o creatură mistică sau poate că primești un sfat legat de o comoară ascunsă pe undeva și te duci să cauți comoara respectivă, după care ai depotat o bătălie și bătălia respectivă atât de grea încât, încât îți consumi și armele, îți consumi și poțiunile și cumva se întâmplă un miracol la un moment dat și ai conjunctura ca să dai lovitura de grație și e de nedescris satisfacția aia pe care o simți. Sau atunci când nu știi cum poți să ajungi pe partea cealaltă și experimentezi cu materialele din jurul tău și le combini până în punctul unde îți dai seama că ai făcut un vehicul de teren sau ai Înhămat cai la o căruță și te deplasezi cu viteză mai mare. Sau că poți să te urci pe munte cu acel vehicul de teren, că până la urmă ăsta e scopul. Și sunt atât de multe de făcut. Poți să pui rachete pe care să le atașezi la plută și să te ridici de la nivelul apei și să mergi în văzduh și să o observi ce se întâmplă acolo și să nimerești din greșeală pe o insulă din văzduh și să descoperi acolo că de fapt se află un shrine și că se află niște roboți care îți oferă niște materiale pe care mai departe le poți folosi să creezi ceva nou. Și sunt atât de multe. E, e greu de descris cât de bun este jocul și cum exact atunci când crezi că l-ai înțeles și urmezi o cale bătută, ai, ai găsit... Ceea ce în vrăjitorul din nou se numește de Yellow Brick Road Calea abătută care știi că te duce la destinație Dar exact atunci apare Câmpul cu Maci În care te duci și adormi și nu în varianta lui Fleming sau Fleming îl cheamă pe autor, corectați-mă dacă greșesc Nu am internet pe laptopul de acum ca să mă uit Dar în varianta din carte nu cred că era o referință la opium sau heroină Cu Câmpul cu Maci cred că a fost ceva adăugat în film, dar din nou, corectați-mă dacă greșesc aici, oricum am divagat suficient de mult de la subiect, fiindcă un alt joc pe care l-am început și nu l-am terminat este Final Fantasy VIII. Și Final Fantasy VIII e un titlu diviziv în rândul comunității, în rândul fanilor de RPG-uri japoneze. Fiindcă, pe de-o e un blockbuster, e ceva dus la nivelul următor. E o aventură care te duce până și în spațiu, și povestea include un grup de mercenari, un fel de universitate a mercenarilor și personajul principal este cel de aici, brunetul cu numele de Squall, care are o atitudine cum emo și dezvoltă o relație cu Rinoa, pe care o puteți vedea aici. Și e dificil, din simplul motiv că grindul nu te ajută și la au început de vreo pat ori și l-au abandonat. De primele 3 ori am făcut grind ca un prost și am descoperit că atunci când ajung la un monstru, la o bătălie importantă, mănânc bătaie în ultimul hal. Fiindcă au creat un concept prin care creaturile fac level odată cu tine și provocarea crește pe măsură ce și tu devii mai puternic. Doar că bara de viață a boșilor crește disproporționat cu nivelul tău, adică devine și mai greu dacă tu ești prea puternic. Cu alte cuvinte, mai degrabă e o idee bună să fugi de bătălii și să le eviți, decât, și aici mă refer la bătăliile obișnuite, ceea ce se numește random encounter, e o idee mult mai bună să le eviți decât să participi la ele, să câștigi puncte de experiență, să devii mai puternic și în consecință să ai și lupte cu boși mai dificile dacă eviți toate luptele și te bați doar cu boșii, atunci ai experiența cea mai plăcută în joc. Plus că există sistemul acela de junction care te pune să combini abilități și dacă știi cum să-l faci, jocul devine stupid de simplu, dar dacă ești pierdut așa cum am fost eu și n-am știut exact ce vrea de la mine, fiindcă tutorialul e lung și enervant și la un moment dat m-am plictisit să-l citesc, fiindcă da, e un joc de PlayStation 1 care nu are voci, are doar text, și m-am plictisit să citesc tutorialul. Nu e la fel de intuitiv cum erau materiile din Final Fantasy VII, nu e la fel de simplu cum este în esență Final Fantasy 9, și l-am abandonat de prea multe ori și pe de o parte îmi place, dar pe de altă parte nu o să-l termin niciodată și știu asta. Și cred că e singura dată când spun despre un joc că nu o să-l termin niciodată în episodul de azi, dar asta e realitatea. Nu, nu văd sensul. Deja știu cum se termină, am primit toate spoilerele, m-am uitat pe YouTube să văd mai departe ce se întâmplă, dar îmi place conceptul și povestea e mult mai bună decât pare la început. Capătă o grămadă de profunzime și o grămadă de straturi și idei existențialiste și dileme morale legate de milițiile astea, de grupările paramilitare care sunt pregătite să intervină în situații de maximă urgență, de calamități planetare, fiindcă, până la urmă, e un RPG japonez și, la un moment dat, totul capătă o dimensiune extraplanetară și ajunge în spațiu și soata universului cumva ajunge să fie în mâinile unui adolescent și a câtorva prieteni pe care îi recrutează pe parcurs. Îmi place, dar, din nou, nu o să-l termin niciodată. E destul de lung, cred că ți-a -ți 60 de ore să-l termin. Corectați-mă din nou dacă greșesc. Și în același timp nu, nu mi dă sentimentul că merită, nu mă oferă bucuria aia pe care mi-a oferit-o, de exemplu, Final Fantasy 9, care are o poveste mult mai compactă și mai ușor de urmărit și devine nebunesc cu existența unei planete paralele care încearcă să preia prin portalul interdimensional să vină să preia și să extermine practic toată viața existentă deja pe planeta cealaltă. Nu o să dau prea multe spoilere, dar Final Fantasy 9 are poveste mai bună și critici se pare că sunt de acord, fiindcă pe metacritic, dacă vă uitați, Final Fantasy 9 e cel mai bine cotat din absolut toată seria, chiar și decât 7, chiar și decât 10. Și chiar și decât 6, fiindcă mulți spun că apogeul a fost atins pe Super Nintendo, deși nu știu în ce măsură sunt de acord. Adică, da, povestea e bună, dar ceea ce s-a făcut după a, a fost o, o serie incredibilă. 6, 7, 8, așa, 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 9, din nou excelent, 10. Din punctul meu de vedere e un, e un apogeu care n a mai fost atins din nou, deși vreau să încerc 16, fiindcă... Am auzit multe chestii bune și multe chestii rele despre el și e suficient încât să devin curios. Și am vorbit prea mult despre jocuri Final Fantasy, așa că o să revin la ceva mult mai simplu, Tony Hawk's Pro Skater 1 și 2. Nu văd niciun motiv să le termin, dar văd toate motivele să le joc. În sensul că e, e exact amuzamentul ăla de un sfert de oră. Baci jocul, faci câteva scheme, te bucur de atmosferă și de experiență. Dar nu, nu, aș vedea niciodată o situație în care eu vreau să termin povestea în Tony Hawk's Pro Skater 1 și 2. Nici măcar mai departe. Nici măcar în Underground 2, de exemplu. Pe care l-am jucat în clasa 7 și care, din nou, e bun. Are o poveste cu un turneu mondial, cu o competiție între două echipe. E un joc bun, dar nu vreau să-l duc la bun sfârșit. Vreau doar să mă bucur de scheme, de atmosferă, de muzică și de ceea ce are de oferit experiența de skateboarding. Și cred că o să închei cu ceva la care nu v-ați fi așteptat. Mafia, pe care l-am prezentat în episodul anterior. Am varianta de Xbox și varianta de PlayStation 4. Asta e originala, asta e varianta remasterizată sau refăcută în totalitate. Am ajuns până la misiunea unde te duci te furișezi în casa procurorului ca să iei niște informații compromițătoare despre familia Salieri și te furișezi să lovești cu băta în spate mai mulți paznici de acolo și cumva n-am terminat niciodată misiunea și nici nu... Am vrut să reiau tot jocul ca să-mi reamintesc povestea. Cred că sunt vreo 15 ani de atunci și nici în remake, fiindcă e un remake total, nu am ajuns prea departe. Am ajuns la vestita cursă de mașini și nu am reușit să o termin după 10 încercare. Am micșorat nivelul de dificultate, din nou am eșuat și n-am mai continuat. Probabil că o să le reiau în varianta făcută, fiindcă îmi place mai mult dialogul, deși nu sunt mulțumit de anumite nuanțe care au fost schimbate. De exemplu în original ți se dă de înțeles că Tommy D'Angelo n-a avut de ales și a fost urmărit de oamenii lui Morello până în punctul în care s-a dus la barul lui Salieri și s-a predat și a spus acum vreau să lucrez cu voi fiindcă viața mea depinde de asta, deja sunt compromis, nu o să se mai întâmple nimic altceva în afară de a fi ucis dacă voi continua viața mea de șofer de taxi. Pe când în remake îți dă de înțeles că de fapt Tommy D'Angelo e malefic, și că el s-a dus de bunăvoie la salierii nu că ar fi fost presat și mai mult de atât e mai multă violență în primul care în al doilea e puțin spălată, ca să spun așa modificată astfel încât să să-ți dea impresia că personajele sunt mai morale decât sunt deja, dacă asta are sens și aici mă refer la Poli și celălalt mafiot care te inițiază în familia Salieri. Nu știu, sunt anumite modificări care nu-mi plac foarte mult la felul cum e prezentată povestea, dar în același timp îmi place mai mult prezentarea pe ansamblu, atmosfera din universul inspirat din Chicago în anii 30. E ceva care îmi place la nebunie și da, o să-l termin la un moment dat. Sunt curios voi ce jocuri ați început și nu ați finalizat și de ce nu le-ați finalizat și puteți să-mi spuneți asta în comentarii și vă mulțumesc că ați ascultat acest episod. Cu siguranță sunt multe alte jocuri în aceeași situație și vreau să fac un episod și despre jocuri pe care le-am cumpărat și nu le-am, nici măcar nu le-am deschis nu, nu le-am început fiindcă n-am avut timp dar le-am luat fiindcă reprezintă ceva totuși și le asociez cu ceva, sunt o serie însemnată sau poate că sunt cele mai bune de pe platforma respectivă sau poate că aștept să fie rezolvate, așa cum este cazul Cyberpunk, despre care totuși am aflat că a fost în mare parte îmbunătățit, dar în continuare primește actualizări și vreau un varianta în care îl joc în sfârșit să fie ceva definitiv, ceva care să mă satisfacă și să mă facă să spun, damă, exact asta era menit să fie în 2020 dar se pare că trei mai târziu în continuare lansează patch-uri. Și la fel sunt și cu GTA trilogia de PlayStation 2 în varianta remasterizată. Adică știu că sunt probleme, știu că în continuare lansează patch-uri, nu vreau să îmi ruinez amintirea pe care o am despre Vice City mai ales, cu niște erori de potare de la un studio care anterior făcuse doar titlul de mobil și a folosit și un engine. Adică m-aș fi așteptat să folosească engine-ul de GTA 5, dar nici măcar nu și-au dat silința. Și vreau în momentul când joc variantele așa zise definitive de GTA, GTA 3, GTA Vice City și GTA San Andreas, vreau să fie în varianta cea mai apropiată de original, dar cu îmbunătățirile moderne. Și cam asta am avut de, de spus, v-am dat câteva spoilere, v-am îndemnat să lăsați comentarii cu jocurile pe care le-ați început și nu le-ați terminat. Și dacă vreți să scrieți un articol chiar și despre jocuri pe care le-ați început și nu le-ați terminat, sau jocuri ca pe care le-ați terminat și v-au impresionat foarte tare, există revista Grind numărul 3 la care eu și Leo am început să lucrăm. Vrem undeva pe la jumătatea lunii august să o finalizăm, ceea ce vă oferă fix o săptămână din momentul încărcării acestui episod să ne expediați un articol care poate fi despre orice legat de jocuri, orice vă pasionează, atât timp cât este bun. Fiindcă am stabilit că avem un anumit standard de calitate și vrem să lansăm ceva care să ne facă bucuroși și ceva care să ne facă mândri că în continuare există o revistă și noi lucrăm la ea. Și dacă vreți să aflați mai multe informații, în descriere găsiți și un link să vă alăturați canalului de Discord. Vă mulțumesc că ați ascultat, sper că n-ați adormit, așa cum a spus cineva de pe Reddit, după primele 10 minute. Și mai mult de atât, dacă v-a plăcut episodul, apăsați pe like, dați clipul mai departe cuiva care ar putea să fie interesat și ne vedem poate săptămâna viitoare, dacă voi avea timp. Voi călători puțin săptămâna aceasta, mă întorc săptămâna viitoare. Dacă nu sunt obosit, atunci voi mai face un episod și v-am spus probabil care va fi tema, deși aș putea să vorbesc și despre altceva. Continuați să colecționați și continuați să susțineți proiectele cu revistă inclusiv Grind, care este de fapt și open source, puteți să descărcați PDF-ul gratuit, să-l imprimați și să-l vindeți, nu o să vă cerem niciodată ceva și ne vom bucura doar că popularizați conținutul și susțineți munca pe care noi am depus-o și din nou, mulțumesc și ne vedem! Data vitória.